Hai de viața mea. Ce de calorii și de păcate aici. Ceea ce nu prea găsim la noi. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Iată, astăzi suntem într-o zi așa mai liberă. Sunt împreună cu David și mergem să cumpărăm produse nemțești. Să vedem care sunt cele mai bune dulciuri. Nu-i așa, David? Da, sau sucuri. Sau sucuri. Căutăm dulciuri, sucuri, detergenți. Haideți să mergem să vedem care ar fi cele mai bune cumpărături. Este un magazin cu produse nemțești, aduse din Germania și din Austria, produse care de obicei le căutăm pe rafturi. Acum, cum noi nu putem să plecăm în străinătate, iată, a venit străinătatea la noi. Haideți să mergem la cumpărături. Hai că ne-am pus masca și am ajuns la cel mai tare raft, așa? Ne-am ajuns la cel mai tare raft, haideți că vă arăt ce este în spate. Uitați aici. Numai dulciuri. Așa că hai să mergem cu masca. David, puneți masca mai bine. Și în primul rând lăsăm dulciurile și mergem să cumpărăm câteva lucruri care ne trebuie în casă prima dată și apoi. Cum se spune, prima dată munca și apoi distracția. Bine, se vede în spatele meu numai detergent peste tot și avem de la detergent de haine până la cel de spălat farfurii sau de curățat în casă. Hai să mergem să vedem câteva dintre produsele care într-adevăr cred că am avea nevoie de ele în casă. Uite, spre exemplu, și ceea ce nu prea găsim la noi. Am să întorc puțin camera. Așa, găsim aici de la... Ce avem aici? Ia să vedem. Uite aici. Pentru spălat farfurii, pentru mașina de spălat. Uite, foarte interesant. Și prețul e numai de 18 lei și 50 de bani. 40 de pastile. Așa, și cine vrea să spele scump, găsește și scump. Uite aici, găsim și din astea. Dar cel mai important e că am găsit la prețuri foarte, foarte bune. Și într-adevăr, prețurile sunt foarte mici aici. Dar trebuie să știi să te uiți la câteva dintre produsele pe care le găsești. Uite, de exemplu, avem pentru spălat farfurii 5,50 lei. Așa, să cumpărăm niște softlan. Cumpărăm niște softlan pentru clătitul hainelor. Le punem aici în coș. Așa. Ce mai cumpărăm? Uite, cumpărăm care? Asta verde? Asta folosit să spălați pe jos, că nu era foarte bine. Da, atunci pune-l ăla verde înapoi. Hai. Așa. Bineînțeles, aici fiecare după plăcerea mirosului. Haideți că mergem să ne uităm și revenim imediat. Să luăm și din asta pentru asta, hai. Da, să ne uităm și la niște pastă de dinți, hai să vedem. O pastă de dinți. David știe limba germană, așa că o să ne zică ce scrie. De la ce vârstă-i voie? De la 6 ani. Deci, de la 6 ani plus. Hai să o punem acolo, te rog să o pui în asta. Da, doar 4 lei. Un preț foarte bun. Și hai să ne uităm puțin și la alte lucruri pe care le găsim aici. Cred că se aude mai greu cu masca, dar asta e viața.
Care miroase mai bine? Dintre astea două v-aș recomanda ăsta verde, că miroase mai bine. Eu zic să luăm și pe ăsta. Bine. Deci, le luăm pe amândouă. Hai să vedem și altele. Să și mirosim. Ce fain miroase. Miroase a dragoste. Așa, cred că luăm și pe ăsta. Hai să vedem. David, ține-l. Așa, deci am luat 3 până acum. Hai să vedem ce mai luăm de aici. Și foarte multe. Poți să le duci la coș. David acum miroase. Miroase bine. E normal că miroase bine. Hai să mergem. Hai să mergem. Ne tragem masca pe față, că e obligatorie să o avem. Da? Hai să mai vedem. Oh, am găsit aici, într-adevăr. Uite aici. Asta l-am luat săptămâna trecută. Ce bine miroase. Ce bine miroase. David, masca? Foarte tare, așa-i? Da, hai că mergem să vedem și alte lucruri. Acum mergem la partea gustativă. Mergem să cumpărăm paste. Lasă vata pe băț. Mergem la paste. Hai să vedem. Aici sunt pastele preferate. Și hai să vă arăt niște paste nemțești foarte faine. Uite, de exemplu, avem pastele astea. 2,90 lei. La 2,90 lei pachetul, chiar mi se pare un preț foarte fain. Și mai avem undeva, mai avem. A, uite și aici am găsit. Pene rigate la 3,30 lei. Un preț foarte bun. Așa, hai, nu pleca David, că îți mai dau. Hai să vedem. Mai erau câteva lucruri care le plăceau la băieți. Hai să vedem. Uite, de exemplu astea. Uite ce faine sunt. Așa. Și mergem să luăm și niște sosuri, imediat. Care sunt la preț foarte bun. Hai să vedem. Hai să vă arăt ceva interesant. Nu e orez. Sunt paste. Piacelli. Foarte tari. Paste italiene. Care arată ca orezul. Încă n-am mai avut așa ceva. Da. Luăm și noi un pachet. Hai să încercăm să vedem cum se gătesc astea. Oricum sunt foarte interesante.
Și chiar dacă aici sunt 1600 de sosuri, noi nu-l găsim pe al nostru, așa că astăzi luăm ceva intermediar. Noi luăm niște sosuri de legume 100% nemțești. Astea cred că sunt așa un pic... Înțelegeți ce scrie, nu? Totul este perfect. Da. David, ia două și pune-le acolo. O să mai iau și eu unul, să-l ducem. Așa e, când venim aici nu ne putem opri. Luăm în continuu, pentru că uite aici câte produse sunt. Da. Hai să mergem să mai luăm și altele. Și acum am intrat într-una dintre zonele mele preferate. Aici numai gemuri, numai dulciuri. Imediat ajungem și la tot felul de jeleuri. Uite aici și murături. Morcovi, morcovi murați, morcovi pentru salate. Ce mai avem aici? Porumb, ardei, castraveți. Cam tot ce se găsește într-un supermarket. Da, toate sunt aduse din Germania. Asta e o chestie foarte faină. Ai, și uite aici, un sos de ciocolată. Sosul meu de ciocolată preferat. Și de... ce e asta? De zmeură. Incredibil. Luăm și niște lapte de cafea, care e numai la 3,60 lei. Și hai să vedem ceva cappuccino, dacă am găsit. Hai să ne uităm. Este aici cappuccino, sunt 1600 de feluri. Ciocolată caldă, cappuccino cu tot felul. Uite acolo. Așa. Da, ban să fie. Intrăm în zona dulciurilor, ne-am dat un pic să ne și auzim la microfon. David, ia spune-mi tu mie, dintre toate dulciurile care le cumpărăm de obicei, ce îți place cel mai mult de aici? Vată pe băț. Deci vată pe băț. Altceva? Ce mai luăm? Haribo. Haribo. Așa? Ce mai vrei? Hai să vedem, hai să ne orientăm la fața locului și poate ne spuneți și voi ce vă place de aici sau ce v-a plăcut din ce ați văzut aici și poate să luăm într-o zi să gustăm. Uite, asta ar fi o chestie foarte interesantă, să cumpărăm câteva produse și să facem o testare, să vedem ce gustau fiecare dintre ele. Alea scumpe și dăm la nimerele care sunt alea scumpe și sau care sunt alea ieftine. Uite, asta e o chestiune care am putea să o facem la iarnă. Da. Da. Hai să mergem acum să vedem ce cumpărăm. Am ajuns la partea dulce, la partea cu jeleuri, la partea cu bomboane. David? Eu tot aici de mult timp. Eu cred că mă leg până la urmă de niște dulce. Banane și ciocolată, foarte bun. Da? Dar ce zici tu de jeleurile astea? Ce ziceți de astea? Aoleu, și marzipan. Auzi, nici nu mai știm noi ce vrem aici. Uite, de exemplu, niște fructe adevărate. Pentru colegii mei de la alergare, uite aici, ați văzut cum se mănâncă o salată de fructe? Da? Aoleo! Uite, astea de sezon. Am găsit fructe de sezon. Uite aici. Fructe de pădure de sezon. Dintre toate dulciurile care sunt aici, uite ce vrea David. 4 lei.
suzete de bomboane. Extraordinar. Ia că-te. Și acum ne întoarcem spre Haribo. Hai de viața mea. Ce de calorii și de păcate aici. Incredibil. Incredibil. Și bere nemțească. Hai să vedem niște bere. Bine, nu ne folosim, dar pentru cine o folosește, este din plin. Excelent. Și încet, încet mergem spre... Să lăsăm berea deoparte. Uite aici, plin de bere. Plin de bere. Am ajuns în zona cu sucuri. David deja nu mai are răbdare. David, nu mai are răbdare deja, da? Hai! Haide! Asta deja nu mai rezistă. Nu mai rezistă. De obicei, luăm un suc din asta. Așa. Ține-l. Vezi să nu cadă din ladă. Așa. Și mai cumpărăm un suc de mere. Sau de ce vrei? De aici luăm un suc de mere, de obicei. De morcovi? Mere sau morcovi? Morcovi. Bine. Așa, rămânem la capitolul morcovi. Așa. Gata. Am terminat cu cumpărăturile. Ne-am mai filmat afară pentru că deja a început să plouă. Suntem într-o zi de toamnă. David e epuizat și abia așteaptă să-și guste dulciurile. Mai ales suzeta. Da. Am plătit 173 de lei pentru un coș, eu zic destul de mare. Prețurile sunt relativ bune. Acum sunt prețuri și prețuri. Nu cred că... Cel mai important este că băieții ăștia au niște dulciuri așa cum le place lor cel mai mult. Nu e așa? Și acum, hai să mergem acasă să mâncăm din dulciurile pe care le-am luat.